ucenici, părinți, iubiți credincioși și credincioase, domnule primar, iubiți invitați și invitate, este o bucurie mare seara aceasta, pentru că, începând cu această slujbă, debutează sărbătoarea frumoasă a orașului Târgovna, care o are o plătitoare pe Măicuța Domnului, cu frumos le învață mămica noastră de când suntem mici, Maica Domnului, ocrotitoarea, binefăcătoarea, ajutătoarea, apărătoarea, cea care ne sprijină și ne ajută în toate cele ce facem în această viață pământească, pentru a o dobândi pe cea care este veșnică și cerească. Aș vrea ca sfântul acesta pe care îl spun să fie de fapt un preambul și o organizare. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spunem preoții cu toții, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție Împărat. Tatăl Ceresc, Numitorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Amin. Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Tatăl a tot.
s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a bătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Păcătorul, care din Tatăl cu cele, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși. Și într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care e binevoit, a intrat sub acoperământul vameșului Zaheu și te-ai făcut mântuire lui și la toată casa lui. Însuși acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, binecuvintează orașul acesta, pe binecredincioșii orașului acestuia, pe toți frații și surorile noastre, pe toți frații noștri preoți, care ți-aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici, binecuvântându-i pe ei și locuințele lor și păstrează totdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește lor cu îndesulare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și prea sfântul și bunul și de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur, ca niște robi netremniși cu umilință aducem această mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi, tuturor celor care sunt de față, familiilor acestora care se vor binecuvânta și peste noi, robii tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, ale binecredincioșilor, credincioși ai orașului acestuia, așa și de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele, într-o toate faptele cele bune și a dobândirea tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește-i, Doamne, de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne învrednicește pe noi, pe toți, totdeauna grișa cântație și celui fără de început al tău, Părinte, prea sfântului și bunului și de viață, Făcătorului tău Duh. Slavă ție, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, Dătătorul de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucernice Părinte, într-o pom binecuvântează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ocrotitoare orașului acestuia și a noastră, cu rugăciunile Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi,
ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși și credincioase a orașului Târgu Ocna, dați-mi voie să salut pe preacucenicii părinți, coslujitori care atât de frumos au rugat lui Dumnezeu pentru noi toți și au înălțat rugăciuni în seara aceasta pentru ca împreună cu domnul primar aici de față, cu Consiliul Local, cu toți membrii Consiliului Local și cu dumneavoastră, toți cei care compuneți atât de frumos această comunitate binecuvântată de Dumnezeu și istorică, să facem în așa fel încât în seara aceasta și în zilele ce vor urma, spațiul și timpul să fie umplut de căldura, dragostea, iubirea și mai ales lumina care este bucurie și binecuvântare în această zi și în aceste zile ce sunt menite ca să fie sărbătoare a orașului Târgu Ocna. Aș vrea să spun, deși este seară, ca la o nuntă, bună dimineața Târgu Ocna, bună dimineața loc binecuvântat, bună dimineața suflete dragi și celor care în seara aceasta vor fi premiați cu această, să spunem, distinție pe care primăria o acordă, noi să vă aducem din sufletul nostru un prinos de recunoștință și totodată de dragoste și de rugăciune celor care ați căutat să ne fiți modele, celor care sunteți familii trainice și sănătoase, aici sub streașina bisericii acesteia strămoșești și vechi, aici sub streașina aceasta peste care au căzut atâtea ploi și astăzi este atât de primitoare, noi să ne gândim în mod simbolic că și din streașina lacrimilor dumneavoastră și a ploapilor dumneavoastră au căzut și lacrimi de bucurie și lacrimi poate de tristețe, dar iată ați ajuns până aici și noi căutăm ca aici și acum să facem în așa fel încât bucuria să fie deplină. Vă spunem tuturor și orașului Târgu Ocna, îi spunem la mulți ani, multă sănătate, să fiți binecuvântați de Dumnezeu, să vă trăiască preoții dumneavoastră, să vă trăiască copiii, fiii și fiicele acestui oraș binecuvântat, care este, bineînțeles, cu suflete în toată lumea întreagă, dar mai ales să înțelegem că niciun oraș nu este mai frumos astăzi și zilele acestea decât orașul acesta, Târgu Ocna, oraș frumos și binecuvântat. Fiți binecuvântați cu toții, este o bucurie și o aleasă împlinire pentru noi toți. O să dăm cuvântul și domnului primar, dar mai înainte aș vrea să vă citim prin bunăvoința părintelui Vasile Panțiru, care va da citire diplomei de fidelitate pe care primăria o va amâna celor care sunt de față, apoi părintele Sorin va citi la fiecare numele fiecarei familii și a, să spunem, soțului, soției, care vor fi premiați, am înțeles, din partea primăriei și din partea noastră și a parohiei acesteia. Mulțumim părintelui Valentin și părintelui Ștefan, care au căutat să facă în așa fel încât o icoană să ajungă în casa și în sufletul dumneavoastră. Deci vom face această citire, apoi imediat domnul primar vă va comunica cele ce sunt de cuviință acestei sărbători. Îl salutăm și noi și îl felicităm din tot sufletul pentru toată ospitalitatea invitațiilor pe care i-are de față, tuturor celor care ați venit aici de aproape sau de departe, celor din Basarabia, din Bucovina, din ținuturile noastre dragi care sunt aici de față, Ucraina, le spunem bine ați venit și să fiți binecuvântați. La mulți ani și multă sănătate! Primăria orașului Târgu Ocna, Consiliul Local al orașului Târgu Ocna, diplomă de fidelitate. Se acordă familiei pentru sărbătorirea nunții de aur la împlinirea a 50 de ani de căsătorie,
semnează primar economist Ștefan Șilohin. Deci vom da citire imediat, acum domnul primar ne va istorisi din cele ce consideră că sunt binecuvântate și apoi vom mâna aceste distincții. Dumnezeu să vă ajute! Preacucernice părinte protopop, preacucernice părinte paroc, preacucernici părinți, astăzi vă mulțumesc că ați venit în număr atât de mare la începerea sărbătorilor orașului Târgu Ocna și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să facem împreună această festivitate de premiere a familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. 50 de ani au fost nu puțini și fiecare familie știe cum i-a petrecut. Eu doresc să mulțumesc și consilierilor locali care au aprobat ca această festivitate să se desfășoare aici, acum, și doresc ca împreună cu dumneavoastră să invităm familiile să oferim această diplomă și, sigur, mulțumim și preacucernicilor dumneavoastră pentru că ați oferit și dumneavoastră câte icoană. Mulțumesc tare mult! Domnul primar, părintele nu are emoții, dar a spus ca să mânez eu din partea noastră a preoților și a parohiei. Dumneavoastră, din sufletul nostru, vă oferim o icoană a cuvioasei Parascheva, icoană reprezentativă pentru arhiepiscopia noastră. Cuvioasa Parascheva este și ocrotitoarea arhiepiscopiei noastre și a fost o mare iubitoare a Maicii Domnului. Dumnezeu să vă ajute să vă binecuvânteze. Totodată și domnului viceprimar, părintele dorește să-i ofere o icoană care să îi aducă aminte de această frumoasă sau primă sărbătorire, pentru că este la primul mandat domnului. Felicitări! Se acordă diplomă de fidelitate familiei Milea, Nicolae și Maria. Se acordă diplomă de fidelitate. Cine a ținut banii în casă? Cine a fost casă? Cine a fost cu banii? Amândoi. Atunci l-ați plicut dumneavoastră, este mai sigur. Părinte, un pic, vă rog. Părinte. Familia Ciubotaru, Mircea și Ileana. Stați așa. Acum 50 de ani v-a luat în brațe, acum luați dumneavoastră. Da, mulțumim. Ciubotaru, Mircea și Ileana. Să facem o poză, da? Să facem o poză. Să facem o poză.
se acordă diplomă familiei Ciobanu Gheorghe și Maria. Voi, ce să fac? Mă bag și eu când pot. El e casierul central. Se acordă diplomă familiei Musceleanu Gheorghe și Maria. Se acordă diploma familiei Ichim Neculai și Georgeta. Se acordă diplomă familiei Vișan Gheorghe și Maricica. Se acordă familiei Radu Grigore și Ana. Se acordă familiei Vlad, Ion și Paulina.
La mulți ani. Se acordă familiei Filip Neculai și Catrina. Se acordă familiei Trașcă Ion și Silvia. Se acordă familiei Ghivirigă, Neculai și Lucia. Se acordă familiei Enachi, Grigore și Paraschiva. De familiei Ciobanu, Vasile și Maria. Thank you.
Se acordă familiei Dulgheru, Teodor Eugen și Olga. Se acordă familiei Buzinche, Mitocaru Traian și Aglaia. Se acordă familiei Martin Toader și Virgina. Se acordă familiei Sabo, Mihai și Marghioala. Se acordă familiei Panțiru, Aurel și Floarea. Se acordă familiei Ciornei, Constantin și Maria. Thank you.
bună. Se acordă familiei Anton Neculai și Maria. La dumneavoastră, nu? Da, dar dacă ați luat dumneavoastră, nu simt la dumneavoastră. Haideți să vreau să-i faceți să vă facem. Poți, da. Se acordă familiei Teriș Ioan și Maria. Se acordă familia Antoniu, Constantin și Victoria. Se acordă familiei Anuței, Neculai și Zoica. Rodilor
lui Dumnezeu tuturor familiilor sărbătorite la nunta de aur la împlinirea 50 de ani de căsătorie. Dă-le lor, Doamne, sănătate, bună sporire întru toate, apără și păzește pre dânșii pentru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să băga Domnul tot ce doriți, zile senine și mântuire. La mulți ani să trăiți, la fie viața numai lumină, ca în lumină să primar, vă mulțumim foarte mult. Să vă ajute Dumnezeu să vă alimentați, să spunem, primăria cu astfel de familii, să trăiască mult sănătoși și îmbelșugați ani. Încheiați dumneavoastră într-un cuvânt. Mulțumim foarte mult preacucernicului părinte Brodobo, preacucernicilor părinți, părintelui paroc. Vă mulțumesc dumneavoastră, cei care ați participat la acest frumos eveniment. Să ne întâlnim cu bine și anul viitor. La Târgu Ocna acest eveniment se face, s-a făcut și se va face în continuare. La Târgu Ocna, preacucernice părinte protopop, să știți că se trăiește mult și bine. Eu personal am participat la 7 familii care au aniversat 100 de ani. Deci cine dorește să trăiască mult, să vină la Târgu Ocna. Vă mulțumesc tuturor, la mulți și fericiți ani și să ne vedem cu bine! Iar părintele paroc Panțiru ne-a pregătit o mare surpriză. Vă rog să rămâneți și să ascultați și corul renumit de la Biserica Răducanu. Poftiți, părinte paroc!
vreau să vă amintiți cum era acum 50 de ani, v-am pregătit o romanță. Mihai Eminescu. De iubire și sfânt, mulți ori.
mulțumim, chiar dacă părintele spune că n-a avut cu ei, noi credem că a avut, mai ales că se filmează și vor fi mulți ascultători și privitori. Mulțumim, părinte Vasile, pentru modelul care reprezentați pentru noi, pentru această corală foarte frumoasă care ne-a încântat la câteva sfințiri și am revăzut filmările și sunteți nu de nota 10, sunteți de suflet. Aș putea numi corala aceasta corală de suflet. Vă felicităm, sufletul Târgu Ocna este în dumneavoastră. Domnul primar, felicitări încă o dată. Vă mulțumesc foarte mult și într-adevăr corul de la Biserica Răducanu, dirijat, coordonat de părintele Panțăru, ne-a reprezentat orașul și în Bulgaria și îl vom sprijini întotdeauna pentru că face un lucru extraordinar. Vă mulțumim foarte mult, părinte paroc, mulțumim și dirijorului, vă mulțumim și dumneavoastră. M-am tot uitat pe lista aia, n-am văzut niciun plic pentru noi, dar cred că este. Da. Ceea dumneavoastră e pus deoparte. O să vedeți, zilele care urmează îl veți avea. Thank you.